Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bun găsit! Cu siguranță, cu toții ați auzit de Taj Mahal, faimosul monument mormânt ce reprezintă dragostea unui împărat încrustată în piatră. Este o destinație de bifat într-o viață, așa că astăzi o să vedem povestea acestui monument unic în lume. Taj Mahal din Agra este una dintre cele mai cunoscute clădiri din India. Palatul a fost ridicat de împăratul Mughal, Shahabuddin Muhammad Shah Jahan, cunoscut sub numele de Shah Jahan. Această clădire, care adăpostește mormântul soției mult iubite a împăratului, Mumtaz Mahal, este atât de faimoasă încât se poate spune că este una dintre minunile arhitecturale ale lumii. Un prinț indian s-a îndrăgostit la prima vedere de o fată, pe care a zărit-o în piață. A reușit să își convingă tatăl să îi permită să se însoare cu ea, iar ea a devenit tovarășa lui de viață, mâna lui dreaptă, sfătuitoarea și iubirea vieții lui. L-a însoțit mereu, chiar și pe câmpul de luptă, și i-a născut 14 copii. Din păcate, această poveste nu se termină cu au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, pentru că ea s-a îmbolnăvit și a murit, iar el, sfâșiat de durere, i-a ridicat un monument ce avea să rămână impozant și uluitor de frumos timp de sute de ani. Aceasta este, pe scurt, povestea celei mai cunoscute opere de arhitectură din India și din lume, Taj Mahal. Mausoleul Taj Mahal se află în Agra, India, și este considerat una dintre minunile lumii moderne și o bijuterie a artei musulmane. Arhitectura sa combină elemente din arta hindusă, indiană și persană, iar pentru construcția sa au fost aduse materiale din locuri îndepărtate, precum China sau Peninsula Arabă, transportate cu ajutorul a circa 1000 de elefanți. Taj Mahalul a fost ridicat în 22 de ani, începând din 1632, prin munca a circa 20.000 de muncitori și artiști, sculptori, ingineri din toate colțurile lumii. Monumentul Taj Mahal sau Palatul? Monumentul Taj Mahal sau Palatul Coroanei a fost construit la porunca împăratului Shah Jahan, drept mausoleum pentru soția sa, Mumtaz Mahal. Deși Shah Jahan este adesea asociat doar cu Taj Mahal, acesta a fost omul pe care unii l-au considerat unul dintre cei mai puternici împărați Mughal. Clădirea a fost construită în perioada 1630-1653. În 1983, Taj Mahal a devenit parte din patrimoniul mondial UNESCO și rămâne până astăzi printre cele mai vizitate și faimoase monumente din lume. Monumentul este de asemenea considerat ca fiind cea mai importantă construcție de artă mogulă din India. Poetul englez Edwin Arnold îl descria ca fiind nu un monument de arhitectură, ci dragostea unui împărat încrustată în piatră, iar poetul Rabindranath Tagore scria că este o lacrimă pe obrazul timpului. Împăratul Shah Jahan a ordonat construcția Taj Mahalului după pierderea iubitei sale soții, Mumtaz Mahal, care a murit pe 17 iunie 1631. Ansamblul, amplasat pe o terasă de marmură albă, include un dom uriaș străjuit de 4 minarete. În interior se ascunde o grădină deosebit de frumoasă cu fântâni arteziene, iar alea principală, care pornește de la intrarea impozantă, este străjuită de arbori ornamentali. Prințul Khurram, cel care avea să devină cel de-al cincilea împărat mogul al Indiei, cu numele Shah Jahan, s-a născut în 1592, pe 5 ianuarie. El era al treilea fiu al lui Jehangir, al patrulea împărat mogul al Indiei, și nepotul lui Akbar cel Mare,
împărat la acea vreme. Un predicător îi spusese reginei Rukaya, soția lui Akbar, că acel copil încă nenăscut avea rezervat un destin măreț. Regina nu avea copii, iar când prințul Khurram avea doar 6 zile, Akbar a ordonat să fie luat de lângă mama sa și a dus la Palatul Imperial, unde avea să fie crescut de Rukaya. Aceasta l-a iubit de 1000 de ori mai mult decât dacă ar fi fost propriul ei fiu, după cum nota Jehangir, tatăl băiatului. Prințul a crescut, deci, la Palatul Imperial, unde a avut o relație foarte strânsă cu Akbar și Rukaya și unde a primit o educație aleasă, demnă de un prinț mogul. La 13 ani, s-a întors în familia biologică, după moartea lui Akbar, iar tatăl său a devenit împărat. Fiind al treilea fiu, nu avea ambiții de succesiune la tron, astfel că a dus o viață liniștită, bucurându-se totuși de privilegiile unui prinț. Până la urmă a fost ales ca succesor al tatălui său, datorită înțelepciunii sale, fiind iubit de supuși. Shan Jahan a fost descendent al temutului Timurlenk, a fost al 4-lea împărat mongol. Se spune că prima întâlnire dintre prințul Khurram și Arjumand Banu Begum, o fată dintr-o familie de nobili, s-a petrecut în 1607, când prințul se plimba printre tarabele bazarului Mina din Agra, vechea capitală a Imperiului Mogul. Prințul avea atunci doar 15 ani, iar Arjumand 14. El s-a îndrăgostit imediat de frumoasa cu păr lung și strălucitor și cu ochi negri, cu gene lungi. Prințul Khurram a alergat într-un suflet înapoi la palat la tatăl său, spunându-i că dorește să o ia de soție pe acea fată. Împăratul a fost de acord cu Logodna, pentru că Arjumand era dintr-o familie bună, de nobili persani, chiar înrudiți cu familia regală. Însă abia peste 5 ani s-au putut căsători oficial. Unele surse spun că au fost nevoiți să aștepte până când astrologii curții regale au considerat că este data potrivită, care le va asigura o căsnicie fericită. Și se pare că astrologii au avut dreptate. Deși Khurram avea deja alte 2 soții, iar Arjumand era o a treia, ea a primit numele de Mumtaz Mahal, aleasa palatului. Soțul ei o considera cea mai frumoasă și mai inteligentă dintre femeile vremii. A cinstit-o și a iubit-o mai mult decât pe toate celelalte împărătese. El și-a făcut datoria față de celelalte 2 soții, dăruindu-le fiecăreia câte un copil, însă a trăit alături de Arjumand. Iar ea i-a fost la rândul ei devotată până la moarte, atât înainte cât și după ce prințul a devenit împărat cu numele de Shah Jahan în 1628. Mumtaz Mahal și-a câștigat admirația tuturor pentru că era blândă, frumoasă și inteligentă. Prințul îi prețuia sfaturile și avea încredere nemărginită în ea, luând-o cu el peste tot, chiar și în campaniile militare. Ea nu avea ambiții politice și adesea intervenea pe lângă soțul ei în favoarea celor săraci și oropsiți. Au fost căsătoriți și nedespărțiți timp de 19 ani, iar ea i-a născut 14 copii, dintre care 7 au murit la naștere sau la vârste mici. Împărăteasa însăși a murit la nașterea celui de-al 14-lea copil, lăsându-l pe soțul ei neconsolat. După ce istoricii și scriitorii din acele vremuri le dedicaseră pagini întregi, descriind povestea lor de dragoste, au notat și acest eveniment nefericit. Astfel, știm acum că Shah Jahan a ținut doliu timp de 1 an, în care a trăit izolat. Când a ieșit în sfârșit în lume, părul îi albise complet. Era adus de spate și cu fața îmbătrânită.
Doar fiica lui cea mare a reușit să îl readucă pe linia de plutire. Și proiectul pe care îl începuse în onoarea soției sale prea iubite. Îi promisese că va ridica în cinstea ei cel mai măreț monument din câte există și s-a ținut de cuvânt, chiar dacă avea să dureze 22 de ani până când a fost gata construcția ce avea să rămână în istorie cu numele de Taj Mahal, care înseamnă în persană coroana palatului. În acest sens, el a consultat numeroși desenatori, artiști și arhitecți de renume, iar în final a ales proiectul realizat de Ustad Isa Han Efendi. Între împărat și soția sa a fost o dragoste mistuitoare. Împăratul a fost înmormântat în Taj Mahal, alături de soția sa. Taj Mahalul este una dintre cele mai frumoase construcții din lume și a fost inclus în cele 7 minuni ale lumii. În timpul zilei, palatul are culoarea roz, seara alb, iar noaptea devine argintiu. Taj Mahalul este un loc al simetriei. Construcția palatului a început în 1632 și a implicat, așa cum spuneam, munca a peste 20.000 de oameni. Împăratul Mogul a pus la dispoziția constructorilor enorme bogății și resurse financiare. S-au folosit materiale de cea mai bună calitate și au fost angajați cei mai talentați meșteri. Se pare că lucrările au costat la acea vreme 32 de milioane de rupii, ceea ce ar însemna acum aproape un miliard de dolari. Construcția este realizată din marmură și gresie roz. Are formă octogonală și o înălțime de 56 de metri și ocupă o suprafață de 17 hectare. De-a lungul zilei, zidurile Taj Mahalului par a avea culori diferite. În lumina dimineții, mausoleul apare roz, seara devine alb, iar noaptea, în lumina lunii, zidurile par aurii. Construcția din marmură albă se remarcă maiestuos în peisajul roșcat, fiind situată într-un decor natural, înconjurată de grădini, arbori și fântâni arteziene. Accesul se făcea inițial printr-o poartă înaltă, din argint masiv, simbol al intrării în paradis. După poartă urmează grădina, iarăși un simbol al paradisului, care este descris în Coran drept o grădină minunată. Nu lipsește nici apa, o componentă importantă a paradisului. Taj Mahal a fost construit intenționat pe malul râului Yamuna, care furniza apa necesară printr-un ingenios sistem de aprovizionare către canale și fântânile arteziene. Întregul complex este construit simetric. Din orice parte te-ai uita, vezi același lucru. Turnurile sunt realizate în oglindă, copacii la fel, fațadele sunt identice. Înăuntru sunt 16 camere, 8 pe fiecare nivel. Un singur spațiu nu respectă simetria. Singurele două lucruri care nu sunt identice sunt mormintele celor doi soți. Cel al lui Shah Jahal este mai mare, pentru că tradiția locală spune că mormântul bărbatului trebuie să fie mai mare decât cel al unei femei. Mumtaz Mahal este înmormântată în dreapta lui Shah Jahan, cu fața către Mecca, însă vizitatorii pot vedea doar o replică a mormintelor, originalele aflându-se în camera subterană. Potrivit legendei, Shah Jahan a intenționat să construiască pentru el însuși un monument similar, dar că acesta ar fi urmat să fie construit din marmură neagră pe malul celălalt al râului Yamuna. Din nefericire, el a murit înainte să realizeze și acest monument. Mausoleul este construit pe o platformă cu câte un minaret în fiecare colț. Fiecare minaret este puțin înclinat spre exterior, astfel încât în caz de cutremur să nu se prăbușească peste construcția centrală. Armonia, simetria și eleganța monumentului se poate remarca din depărtare, însă Taj Mahalul impresionează și de aproape, datorită detaliilor.
Pereții sunt împodobiți cu inscripții din Coran, frumos caligrafiate cu negru. Cei care au studiat tematica acestor inscripții spun că locația și forma monumentului sunt o reprezentare a tronului lui Allah, care domnește peste grădina Paradisului în ziua judecății. Detaliile de pe zidurile de marmură sunt uimitoare, de la poeme la flori sculptate și picturi complexe. Decorațiunile superbe au fost realizate în piatră dură, pietre prețioase și semiprețioase fiind integrate în marmură sub formă de modele florale repetitive. Fiecare colțișor este minuțios decorat, ca o operă de artă unică. La construcția monumentului a fost folosită marmură, gresie, aur, argint, pietre prețioase și semiprețioase, opal, granat, coral, chihlimbar, turcoaze, alabastru, jad, safire, diamante, perle, topaze și ametiste, precum și alte nestemate aduse din Afganistan, Persia și Asia Centrală. Din păcate, multe dintre aceste decorațiuni au fost distruse în timpul invaziilor străine. În prezent, pietrele strălucitoare care erau descrise lipsesc cu desăvârșire și puține sunt colțurile rămase perfect intacte. La fel ca și conducătorii din trecut, care au construit schele pentru a masca Taj Mahalul, spre a nu fi observat de avioanele dușmanilor ce bombardau țara, autoritățile din prezent încearcă să conserve cât mai bine monumentul, vizitat anual de milioane de turiști. Pentru conservarea acestuia, Curtea Supremă Indiană a ordonat în urmă cu aproximativ 10 ani închiderea sau mutarea turnătoriilor, cărămidăriilor și sticlăriilor din apropierea Taj Mahalului. Numai vehiculele electrice sunt autorizate în apropierea mormântului, iar calitatea aerului este măsurată regulat. Cu toate acestea, depunerea de particule de materie în suspensie pe marmura albă a Taj Mahalului îi dă acestuia o tentă galbenă la suprafață, potrivit unui raport parlamentar. Circulația mașinilor din jurul mausoleului este interzisă pentru a limita poluarea, iar turiștii pot ajunge la Taj Mahal fie pe jos, fie cu autobuze electrice. Nu este permis să intri decât cu apă în sticle transparente, camere foto sau video mici, genți de dimensiuni mici, bagajele se lasă la intrare din motive de securitate. Complexul se poate vizita și în nopțile cu lună plină, dacă acestea nu pică într-o vineri sau în luna Ramadanului. Taj Mahal, monumentul închinat dragostei, a fost considerat mereu cea de-a opta minune a lumii. A impresionat generații întregi de vizitatori, iar în 2007 a fost votat drept una dintre cele 7 noi minuni ale lumii. Taj Mahalul a fost construit astfel încât să fie perfect aliniat cu soarele în solstițiul de iarnă și de vară. Cine stă în centrul grădinii, în locul unde se unesc cele două alei principale, în ziua solstițiului, va asista la un spectacol astronomic uimitor. Soarele realizează un cerc deasupra construcției. Se spune că alinierea a fost concepută pentru a realiza Axis Mundi, axa lumii, care simbolizează axa în jurul căreia se rotește lumea. Dragi prieteni, atât despre această construcție minune a lumii. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!